Doi cercetători au făcut o descoperire neașteptată la Fețele Albe, o importantă așezare dacică din apropiere de Sarmizegetu Sarecia. Zidurile impresionante din piatră cioplită de la Fețele Albe, grădiștea de munte, județul Hunedoara, au continuat să fascineze oamenii de știință încă din secolul al XIX-lea, care au crezut că aici a existat cândva o fortăreață dacică. Teoria a persistat până la mijlocul secolului 20, iar abia după prima cercetare arheologică, efectuată la sfârșitul anilor 1960, a fost descoperit faptul că situl nu prezenta caracteristicile unei fortărețe, ci mai degrabă ale unei așezări. Cei doi autori ai studiului au scris că natura sitului este încă incertă din cauza elementelor excepționale care o diferențiază de alte așezări din zonă, ziduri monumentale și o zonă sacră cu temple. Conform studiului, analiza cu lidar a arătat că situl este mult mai extins și mai complex decât era considerat inițial, iar orientarea rutelor de comunicare sugerează o legătură slabă între sit și capitala învecinată. Observațiile noastre de teren au dezvăluit un număr mai mare de temple decât era precizat în literatură, ce alcătuia o zonă sacră similară cu cea a capitalei Sarmizegetusa, au transmis cercetătorii Aurora Pețan și Valeriu Sârbu. Prima mențiune scrisă a ruinelor de la Fețele Albe aparține lui Paul Thoreau, aflat aici în vara anului 1803, după ce a fost trimis de către autoritățile habsburgice să investigheze tezaure de monede descoperite de localnici. Așezarea ar fi fost cucerită de două orde romani, prima dată în anul 102 era noastră, iar apoi reconstruită parțial de daci. A doua cucerire a avut loc în 106 era noastră. Conform cercetărilor, un detaliu remarcabil este un templu circular din calcar, asemenea celor din zona sacră de la Sarmizegetusa Regia, însă fără ornamente. Acest tip de element arhitectural nu este găsit în niciun alt sit din Munții Șureanu, arată studiul.